Irigări legale și ferme construite lângă bazinele acvatice. Începutul sezonului estival nu s-a lăsat fără abateri comise de agricultori. În unul dintre cazuri, inspectorii de mediu din Drochia au constatat că un agricultor din satul Chetrosu iriga terenul său agricol cu apă din lac fără a avea autorizațiile necesare. Astfel, el s-a ales cu amendă în mărime de 1200 de lei. Într-un alt caz, în aceeași localitate, inspectorii de mediu au depistat o mini-fermă pentru creșterea animalelor improvizate ilegal lângă bazinul acvatic. De această dată, amenda a constituit 900 de lei. În acest context, Inspectoratul pentru Protecția Mediului solicită cetățenilor să respecte cu strictețe regulile de protecție a mediului unde locuiesc, iar dacă au devenit martori ai unor infracțiuni de mediu, să anunțe autoritățile locale sau să apeleze la 112, pentru ca contravenienții ce se fac responsabili să fie trași la răspundere.